Problema lipsei de personal în cadrul Spitalului Județean Vaslui se acutizează. Personalul medical este supra-solicitat și face față cu greu numărului mare de pacienți. Cu toate acestea, Consiliul de Administrație a Spitalului a decis să se debaraseze de o parte din asistentele care au ajuns la vârsta de pensionare. În urma deciziei care s-a luat de pensionare a asistentelor care au împlinit vârsta pensionării, unitatea noastră se confruntă cu și o mai mare lipsă de personal. Astfel, în secția neurologie, din 27 de asistente normate, se lucrează cu 14 asistente. O asistentă este în concediu de boală, o altă asistentă trebuie să se pensioneze. Practic, aproape nu se pot realiza graficile până la sfârșitul lunii. În aceeași situație se găsește blocul operator, secția de terapie intensivă, secția de radiologie. Cum această decizie controversată riscă să bage în colaps o serie de secții din spital, același comitet director a decis să mai prelungească totuși activitatea unor asistente care s-ar putea pensiona cel puțin până la scoaterea posturilor la concurs. Astăzi a fost ședință de comitet director în care s-a luat hotărârea în secțiile cheie să se prelungească activitatea asistentelor până la scoaterea postului la concurs și încadrarea cu personal. 40 de asistente medicale din cadrul Spitalului Județean de Urgență au ajuns la vârsta pensionării. O parte dintre ele se gândesc să-și continue activitatea în mediul privat.